Hai, salut și bine am găsit la un nou episod, eu sunt Houdini și de data aceasta ne jucăm din nou Granny Multiplayer pe Mini World, pentru că jocul se numește Mini World și puteți să-l găsiți gratuit pe Google dacă scrieți sau pe telefonul mobil, îl găsiți pe Android, easy peasy, lemon squeezy. O să creăm tot așa o cameră de 4 persoane, ca să nu fie foarte multe, să așteptăm extrem de mult. Oricum, dacă intră undeva la 2-3 persoane, o să începem meciul pentru că na, ei pot să intre și în timp ce ne jucăm. Dacă vă place acest episod, să nu uitați să rupeți butonul de like și de subscribe, să mergeți și pe Instagramul meu pentru că are fratele Houdini Instagram nou, îl vedeți acolo sus în stânga, houdini.insta, unde o să postez doar chestii legate de YouTube, sau dacă nu mergeți pe primul link din descriere, dacă vă este mai ușor, pentru că tot acolo vă duce. Așa că follow, 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 follow. Sper să nu dureze foarte mult ca să-mi intre în match. Am încercat mai înainte să mai filmez un episod și nu mi-a intrat nimeni. Dacă nu, o să dau așa pe single player, dar sper să intre lumea. Oricum, am văzut că poți să faci, frate, o cameră din asta, adică un lobby cu 40 de persoane. Deci cum ar fi să facem odată să fim 40 de persoane și să intrăm toți deodată pe Granny Multiplayer, frate. Cred că ar fi super, super amuzant. Așa că dacă v-ar plăcea să-mi scrieți în comentarii, poate odată și odată o să facem și asta. Hai mă, nu intră nimeni în lobby? Ăștia mă lasă să aștept atâta? Bă, ăștia nu știu cu cine vorbesc aici, nu știu că e fratele Houdini aici pe felie. Bă, oi vere. O singură persoană. O singură persoană, adică eu. Asta nu-mi prea convine mie. Nu știu de ce, pentru că mai înainte au intrat, frate, deci intrau unul după altul. N-aveai timp să faci ceva că era plin lobby-ul și acum ia uitați-vă și voi. O persoană din patru. Oare dorm ăștia? Habar n-am. În fine, hai să-i dăm așa cu play să încercăm să scăpăm de hârculiță. Pentru că ei pot să intre oricum, așa că nu ne prea interesează chiar așa de mult. M-am pus în pață, dorm. Oi, 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 din greșeală, frate. Ia auziți acolo pe hârculiță cum face ca Tarzan. Aici este un bilet, n-am nevoie de bilete, frate. Păi tu crezi că eu am nevoie de bilete? Am nevoie de butoane, de chestii de astea. Ca să reușesc... Oi, nebuna era aici. I-am văzut chelia după ce am deschis ușa. DJ. Oh, dar am fugit de ea. Am fugit de ea și am închis și ușa. Hai să vedem în vaza asta. Avem aici un buton. Țac. Bun. Acum și acum. Acum trebuie să mă gândesc pe unde naiba. Hai să vedem pe aici. Pac, pac, pac. Urcăm pe aici frumușel. Aici am mai căutat odată și am găsit o manetă, mi se pare. Nu știu cum naiba am dat așa. Am făcut o schemă aici. Da, mă, ia uitați-vă, este o manetă aici. Bun. Nu știu dacă chestiile astea se spawnează random sau am eu bulan să le găsesc cam prin aceleași locuri. Hai să vedem pe aici. Nu. Asta nu o pot deschide. Pe acolo nu pot să merg. Bun. Deci pe aici am cam căutat peste tot. Avem o manetă și un buton. Vreau să adun mai multe chestii. Să văd dacă pot să scap de hârculița asta. Aici m-am uitat. Bun. Pe aici nu pot să caut pe niciunde, presupun. Sau merge prin fiecare de asta? Nu cred. Cred că mi le arată așa pe toate. Eu tot aud și pe nemernic asta mică. Sper să nu vină după mine. Hai să ne uităm și aici la mașinuță. Aici este un fir albastru. Hai să-l luăm. Că cine știe când o să am nevoie de el. Încă un buton. Deci avem două butoane și o manetă. Acum faza e cu butoanele și cu maneta. Din câte am văzut, cu butonul, de exemplu, dacă pui un buton, trebuie să-l apeși și să te miști foarte repede ca să reușești să intri pe ușă. Și cu maneta trebuie doar să lași maneta și rămâne ușa deschisă. Bun, hai să mergem și pe aici.
Aici este doar bilețelul ca de obicei. Și hai să urcăm și pe aici să vedem dacă găsim ceva, un cablu. Deci cred că sunt puse la fel tot timpul, să înțeleg. Nu știu dacă butoanele, poate doar cablurile sunt puse. În fine, habar n-am. Oricum este foarte, foarte amuzant modul ăsta și o să-l mai joc ceva, ceva. Hai să ne luăm arma. Sau să nu ne luăm arma? Nu o mai luăm, mă. Două-mi franzele de armă. Două-mi franzele de armă. Așa, bun. Aici mai avem încă un buton, deci avem trei butoane și o manetă. Bun, de acolo putem să luăm arma, dar nu vrem să fim iarăși omul pe Yangan, pentru că am fost în episodul trecut. Hai să coborăm pe aici așa, țac, țac, țac. Ieșim pe aici și să vedem dacă... Sper să nu fie pe aici hârculița, ba da, mă, ia uitați, eu mă, cum vine ea nebuna. Oi, 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 că vine ca vântul, frate. Da. Și poate să vină și ea pe aici. Da, mă, deci poate să vină și ea pe aici. Cred că au mai intrat ceva oameni în lobby, da, da, da. Pentru că îi aud pe aici, cum zbârnăie, cum sar ca nebunii. Așa, țac. No, bun, acum e și acum. Vreau să-i pun aici, sincer, prima dată maneta. Să-mi pun și butoanele aici, să le am la îndemână. Țac, bun. Și hai să punem aici o manetă. Dăm asta jos. Și să vedem aici. Poate pot să pun un buton sau ceva de genul ăsta. Punem aici un buton. Da, singura problemă îi că dacă o să pun aici butonul, nu o să mai pot să ies după aia. Hai să vedem dacă intră asta. Bun, deci a intrat asta. Hai să intru și eu. Oh, dar câte uși sunt aici, frate. Mama mia, că aici sunt uși infinite. Eu mai am două butoane. Acum nu știu ce să fac. Să pun aici jos buton. Oh, nebunul ăla, să mă împace. Hai să punem un buton aici să putem să ieșim. Nu mă lasă. Nu mă lasă să pun buton. Oh, ba da, mă. Dar trebuie să mă mișc foarte repede. Și asta mă blochează aici. De ce mă blochezi tu? Uite-o, mă. Hai să o distrugem pe asta un pic. Să o batem așa la curul gol. Dar cred că o să mă bată ea prima dată. Da. Na. Ai rămas aici blocată pe veci. Da, aici nu-i nimic. Hai să... Oh, dar aici nu pot... Ia uite, acolo este o armă, din câte văd. Dar nu am cum să ajung acolo. Ba da, mă, ia uitați-vă. Zac. Ah, cu aia iau, am înțeles. No, asta o rămas acum aici, hai să-i deschid ușa. No, stai acolo, acolo să rămâi. Bun, deci cu aia pot să trag ăla de acolo jos, frate. Aia, de acum nu mai am butoane. Mai aveam un buton acolo, dar mi l-a luat nebun asta. Hai să încerc să o batem pe asta aici. Țac, țac, țac. Se cade butonul. Avea un buton pe care mi l-a furat. A, l-a pus acolo. O distrug. O distrug. O distrug, frate. Deci o distrug. O distrug. Mi-a pus butonul aici, frate. Mi-a pus butonul fucking acolo. Ai, ai, ai. Și mai aveam nevoie de un buton ca să pot să iau... Ai, 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 să pot să iau arma aia. Nu-mi vine să cred că mi-a stricat jocul. Hai să ne uităm pe aici așa. Bun. Țac, țac, țac. A, pe aici nu-i nimica. Nea. Na, nu a depozitat nimic cârculița asta pe aici. Hai să mergem și pe sus să vedem. Dar nu cred nici pe acolo. Nu știu dacă au făcut ăștia ceva pe aici.
Mergem așa rapid ca Speedy Gonzales. Aici pot să mă uit, na. Aici sunt niște dulapuri. Da, și nu poți face nimica prin ele. Văd că nu au găsit nici bucățile de lemn ca să le pun acolo. Da, mă, deci hârculița asta ne trebuie nicăiat. Hai să o cotăm pe hârculiță, să o dăm parte. Ia uitați aici. Hai să o dăm parte în parte cu hârculița, să vedem dacă putem să o batem. Ce să o bați, frate, că ia uite. Nu nenorocit așa din aer, nu nenorocit. Săraca nebunatică. Păi o dau cu hârculița. O dau cu hârculița. Ce s-o dai, mă, ia uite cum face, ca Tarzan. Tarzan în junglă. In the jungle, ta na 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 na. Granny e Tarzan. Da, măi, nebună rău hârculița asta. Ești curios dacă o să jucați și voi jocul ăsta. Să-mi scrieți în comentarii dacă ați reușit să scăpați de hârculiță și mai exact cum. Pentru că am văzut că acolo sunt o grămadă de uși. Deci nu știu dacă merge să scapi vreodată de hârculiță. Opa, opa, sunt pe hârculiță. Game over. S-a gătat meciul, frate. Păi, cum naiba? Oare din cauza că m-a omorât? Cred că da. Cred că poți să mori doar de două ori. Aoleo, ce lagă-i. Este și un panda aici? Este un panda? Este un panda? Cum să fie un panda, frate? Oricum, cam ăsta a fost episodul, fraților. Dacă v-a plăcut, să rupeți butonul de like și de subscribe. Să nu uitați să mergeți și pe Instagramul meu, pentru că am Instagram noul, aveți acolo sus în stânga, houdini.insta. Sau pe al doilea link din al doilea, pardon, primul, frate, că pe al doilea este Streamcraft, unde mai fac live-uri. Dacă nu, pe primul link din descriere către Instagramul meu, să rupeți acolo butonul de follow. Să nu uitați să trimiteți videoclipul și unui prieten ca să vadă și prietenii voștri cam ce face fratele Houdini. Houdini postează, adică eu practic postez două episoade pe zi. Vă pupă, fratele, și ne auzim pe următorul videoclip. Pa, pa!